Institutul de cercetare în pomicultură de la Mărăcineni a avut anul trecut o producție foarte bună de mere. Chiar dacă prețul de achiziție a fructelor este unul destul de scăzut, merele stau depozitate. Reprezentanții institutului nu au reușit să găsească o portiță pentru a intra pe piața supermarketurilor. Producția a fost bună, putem spune foarte bună, în schimb stăm un pic mai deficitar la valorificare. La poarta institutului, kilogramul de mere se vinde undeva 2 lei, 2 lei 50, în funcție de soi și calitate. Dar către alți beneficiari, prețul este un pic mai scăzut, că fiecare trebuie să-și mai pună acolo un 10, 15, 20%. Un leu și 20 de bani, așa, este prețul care se află și se regăsea și acum 20-25 de ani. Nu reușim să intrăm pe mari retailer datorită faptului că ei cer o cantitate foarte mare și pe o perioadă destul de lungă de timp. Ori în condițiile noastre nu putem să asigurăm continuitatea și pe timp de vară, datorită costurilor cu păstrarea, cu energia, cu toate, ce implică toate aspectele acestea, care ar duce la un preț de cost mult mai mare cu cât am putea noi să vindem către diferiții retailer. O parte dintre merele institutului sunt vândute la poartă prin intermediul unui mic magazin, însă cantitățile vândute per kilogram sunt destul de mici. O altă parte a fructelor ajunge în școli, la copii, prin intermediul programului Mărul în școală. Avem un contract cu copiii școală și în momentul ăsta de față noi sortăm pe diferite soiuri fructele care ajung la copii la școală. Noi nu ne permitem să dăm fructe la copiii de școală decât dacă sunt verificate. Ele au buletine de analize din punct de vedere al pesticidelor și a metalelor grele. Deci noi nu depășim niciun fel de chestie ca să... De limite ca să fie pentru... Deci copiii mănâncă merele foarte sănătoase. Și sunt foarte, foarte verificate, controlate și spălate și etichetate și ambalate. Facem tratamente numai cu produse omologate și fără o remanență foarte mare și care să intre în fruct, să dăuneze sănătății copiilor sau și persoanelor care le consumă. Deci nu este toate merele nu se îndreaptă doar către copii, ci către tot restul populației, de vârstă și mai în vârstă și mai... Vârsta a doua, vârsta a treia. Nici pentru producătorii simpli lucrurile nu stau mai bine. Oamenii au fructe pe care nu au unde să le vândă pentru a-și acoperi cheltuielile. Am făcut ceva mere, m-a mai ciupit grindina, dar nu pot să le vând. La ora când vorbim n-am vândut mai deloc și măcar să plătesc chiria la Institutul de Pomicultură și cred că mă bat în retragere. Toată lumea se duce la supermarketuri, e dreptul lor să se ducă, iar supermarketurile, chiar dacă sunt în România și ar trebui să țină cont de situația de la noi, vor numai mere din import care sunt ceruite, sunt gazate și stau foarte mult în galantar. Bagă toți mâna până ele și stau acolo, nu contează sănătatea omului. Eu am făcut plantația cu o gândire. Am 3 soiuri, unul galben, unul roșu și unul bicolor. Toate sunt rezistente la boli și le stropesc de mai puține ori. Medicii susțin că fructele reprezintă un produs important în alimentația oamenilor, iar produsele românești, care nu suferă atât de multe tratamente cu substanțe chimice, sunt cu atât mai recomandate. Dacă discutăm de problema tratării solului cu diverse substanțe chimice, noi avem un sol foarte bun. În al doilea rând, cum spuneam, în timpul transportului la distanțe mari, se intervin tot felul de substanțe chimice care iarăși nu sunt sănătoase, noi le avem aici, este foarte important al lucru și mai este o chestiune care, sigur, e un pic mai științifică, noi suntem născuți pe o anumită latitudine și longitudine și dacă ne hrănim cu hrană, cu mere, cu produse care sunt de la aceeași zonă geografică, iarăși echilibru electromagnetic al organismului este perfect. La nivelul județului Argeș sunt peste 1000 de pomicultori. Cel mai probabil pentru a putea pătrunde pe piața supermarketurilor va trebui să înființeze o asociație.